În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cu rânduiala lui Dumnezeu, iată-ne în plin final de toamnă, 25-26 octombrie, 27 octombrie, 28 octombrie, trei sfinți mari la rând, pe care îi vom serba și îi vom pomeni, începând astăzi cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvărător de mir, secolul III, presupus, după datele istorice, nașterea la 270, apoi Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor, cel din Bulgaria, care a fost întâi păstor de vite și apoi mare cuvios și ascet cu moaște întregi, și în cele din urmă, pe 28, un sfânt al Rusiei mari, numit Dumitru al Rostovului, cel care dumneavoastră obișnuiți să mai citiți adeseori Psaltirea Maicii Domnului și care ne-a lăsat acea frumoasă descoperire divină despre patimile Domnului. Câte palme, câte scuipări, câte îmbrânceli, câte bice, se numește închinarea la patimile Domnului. V-am amintit aceasta ca să știți că pe lângă ei mai sunt mulți alți sfinți cu numele de Dimitrie, dar ei sunt cei mai mari în sinaxarul bisericii și mai tradiționali, începând cu acest sfânt de astăzi, Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, care se naște dintr-o familie foarte credincioasă, undeva în ținutul Solonului, Tesalonicul de astăzi, în care tatăl sfântului nu este altceva decât un conducător, un antipat, cum se spune, al zonei, ca un prefect de zonă, ca să spunem așa, cum ar fi astăzi un președinte de Consiliu Județean, stăpânea în acel ținut, dar el, omul în taină, era un om foarte credincios, avea o cameră tainică în casele lui, unde avea careturile, unde ținea o icoană a Născătoarei de Dumnezeu și una a Mântuitorului Hristos, frumos împodobite, aurite și îmbrăcate în armături scumpe, la care se închina cu foarte multă evlavie, cinstind pe Domnul Dumnezeu și întruparea lui din Fecioara Maria. Singura supărare pe care o trăiește acest mare antipat sau stăpânitor de ținut este tocmai vremea persecuțiilor de Diocletian și Maximilian, aceasta e vremea, și este supărat că nu are copii cu soția sa. După îndelungi rugăciuni, se naște acest copilaș Dimitrie, fiul lor, care și el este învățat în taină creștinismul, botezat în taină, crescut în mare evlavie și se distinge ca un bun general, ca o bună căpetenie de oști și devine și el ostaș militar. Noi avem foarte mulți sfinți militari, dacă ne aducem aminte de Teodor Tiron, Teodor Statinat, Mina, dacă ne gândim la Sfântul Gheorghe, dacă ne gândim la Sfântul Procopie, dacă ne gândim la Sfântul Artemie, la Sfântul Dimitrie, și încă calendarul poate continua înainte cu sfinți militari. Dacă ați intrat vreodată din curiozitate în mănăstirile vechi românești, pictate de Petru Rareș și în special în zona Bucovinei, veți vedea că acele picturi, pentru că este vremea războaielor păgâne cu turcii, ei au dominat Europa vreo 500 de ani, începând cu vârful de putere a lui Soliman Magnificul și terminând cu 1877, când au capitulat definitiv și n-au mai avut treabă nici cu ținuturile provinciilor românești. În vremea aceea, în toate bisericile erau pictați sfinții militari și ca o încurajare și ca o demnitate că creștinismul rezistă prin aceste martiraje puternice, pentru că cel pe care îl sărbătorim astăzi va fi un mare mucenic, precum este și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Ei se aseamănă ca nevoință, pentru că și Gheorghe, când este pus de împăratul Diocletian să ucidă creștinii, spune: și eu sunt general creștin și n-am să ucid oameni nevinovați. Sfârșit și el prin mucenicie și tăierea capului după multe chinuri. La fel și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, după ce moare tatăl său, împăratul de atunci, se pare că Galeriu era, îi dă, el era un fel de August al Romei,
care avea mai multe întinderi și mai mulți sub multipli stăpânitori. Și după ce duce un război cu șciții sau cu ceva undeva în zona noastră aici spre Dunăre, se întoarce triumfător și dă niște petreceri. Dar între timp află că a murit tatăl Sfântului Mucenic Dimitrie, poruncește să fie pus fiul în loc, numai că fiul face cu totul altceva și încredințează și averea și slugile și tot ce are unui oarecare om de încredere și se duce în fața împăratului și împăratul când îl vede îi dă poruncă. Te lasă în acest ținut, te rog să stârpești toți creștinii această mizerie care întunecă pământurile noastre, deci era dintotdeauna o ură asupra creștinismului, cum o vedem și astăzi în ținutul Siriei, Egiptului, Damascului și toate urgiile pe care le-am trăit de câțiva ani încoace, nemediatizate, nepuse sub ochiul sticlei și a mass media, pentru că nu fac obiectul normalității și a drepturilor omului. Drepturile omului sunt numai atunci când intri și acoperi o țară să iei bogățiile naturale, nu s-o și aperi din punct de vedere demnitar și spiritual și ideologic. Și atunci el îi învață pe oameni din contra dreapta credință. Învățându-i pe oameni dreapta credință, este din nou ajunsă informația, întotdeauna vor fi ticăloși și informatori și oameni stricați, la urechea Augustului, că Dimitrie de fapt nu ucide creștinii, ci din contra îi și protejează, le și vorbește de Hristos. Supărat, când se întoarce, v-am spus, de la, tot așa, de la o victorie, vine și cere pe Dimitrie să înfățișeze în fața lui și el îi spune, da, cred în Hristos și nu pot ucide creștini. Este băgat într-un fel de beci rece, sărăcăcios, lăsat acolo să se chinuie pentru a putea fi martirizat și ucis. Era un obicei când se făcea în Imperiul Roman pedepse, să fie mai multe metode, uciderea cu gladiatori, uciderea cu animale sălbatice, fierberea de viu, trasul pe roată, băgat un var nestins, fiert un căldări cu smoală, tot felul de obiceiuri. Împăratul era mai satisfăcut să vadă război și sânge. Și avea un oarecare gladiator lie pe care îl punea și toți creștinii care erau prinși că mărturisesc credința și erau ținuți în temniță, erau duși pe un podium imens. Acolo se dădea o luptă, iar Ilie lua pe cel, fiind foarte puternic și bine făcut, un fel de arab negru african, îi lua și îi arunca în sulițe și îi ucidea. Și atunci, un ucenic al Sfântului Dimitrie, Nestor, văzând această fără de lege, zice, dă-mi voie să mă duc să mă lupt cu el. Luptă-te cu el, dar să nu uiți să te rogi lui Dumnezeu cel viu care poate să te ajute, pentru că acel om te va ucide pe tine, că e mai puternic decât tine. Și el a ieșit în gura mare, s-a suit pe scenă, Dumnezeu lui Dimitrie, ajută-mă, eu vreau să-l înving pe Lie. Împăratul, când a văzut un copilaj de 20 de ani, zice, asta aiurește, îți dau bani, îți dau averte, fac mare, îți dau funcții, pentru ce ești prost să mori? Pentru ceva ce nu se vede și nu se știe, liniștește-te. Nu vreau să-l ucid pe Lie. Și atunci s-a suit pe acea arenă, l-a luat pe acel gladiator și i-a pus un fel de pedică, ca să spunem așa, ciobănească și l-a aruncat între suliți și a murit. Acolo a fost mâna lui Dumnezeu. Supărat împăratul, i-a și tăiat capul pe loc. În schimb, auzind ce a spus că Dumnezeul lui Dimitrie ajută, m-a trimis ostași în temniță și l-au însulițat toți în coastă, exact ca în vremea Mântuitorului când l-am pus în sutașul în coastă și a curs sânge și apă și a murit Dimitrie și la fel trupul lui a fost în mare taină luat, ascuns deasupra, s-a zidit o biserică, timpurile au trecut, au venit tot felul de nenorciri, tot felul de primejdi, dar din întâmplare, acolo unde era trupul lui și biserica în numele lui, se mai și făceau minuni. N-am să stau să pun prea mult accent, le-am citit pe toate și toate sunt frumoase, dar am să vă amintesc doar că unii se vindecau de boală, uneori Sfântul se arăta și făcea semne minunate, alteori Sfântul mustra.
Aș lua de pildă paraclisierul care fura din biserică și vindea și i s-a arătat Sfântul și a spus, liniștește-te, nu-i demn ceea ce faci. Nu s-a liniștit a doua oară și a dat un fel de epilepsie, l-a scuturat de nu s-a văzut până și a cerut iertare acelui Nisifor. După aceea, când moaștele Sfântului Dimitri au fost găsite pentru că cineva vindecând și a făcut o biserică și mai mare, un oarecare Ilirie, atunci s-au găsit și moaștele Sfântului neputrezite, s-au pus în raclă și s-au pus în biserică, așa cum le vedem și astăzi, puternice și izvorătoare de mir și tot din nou vindecătoare. Acel Ilire care se ruga noaptea în biserică are și el o vedenie prea minunată, prin care Sfântul este ocrotitorul cetății Tesalonicului de astăzi. Noaptea, doi îngeri vin la mormântul Sfântului și spun, Domnul te cheamă ca să-ți dea ție poruncă. În momentul când se vorbește de poruncă, mormântul, racla se deschide, Sfântul iese din raclă, merge în fața altarului, apare arhiereul Hristos, care vorbește cu cei doi îngeri și spune așa, spuneți-i lui Dumitru, lui Dimitrie să plece din Tesalonic, aici lumea este stricată și nu mai poate să stea. Și el se roagă, Doamne, în iubirea Ta de oameni, Tu ierți pe cei ce greșesc, în bunătatea Ta de atâtea ori ai trimis harul Tău și binecuvântarea Ta. Și într-adevăr, la insistența Sfântului Dimitrie, n-au putut să plece moaștele din Tesalonic, s-au pus înapoi în raclă și Dumnezeu a îngăduit și a trecut și acea primejdie pe care Ilirie a spus-o în fața tuturor slujitorilor și a poporului și tot poporul s-a pocăit oarecum cu credință și cu lacrimi. Tot trecând păgânii, care v-am spus, de fapt n-am spus aici cine emisiune, furau fete frumoase și le duceau pentru haremurile păgânești, răpesc două fete care sunt băgate într-o temniță, iar acel stăpânitor de harem a spus, știu că voi veniți din cetatea Tesalonicului, ele erau bune din astea care, cum se face azi, goblenul. Să-mi coaseți un chip a Sfântului Dimitrie, că am auzit mari lucruri despre Dumnezeu ăsta al vostru și vreau să-L văd și eu. Și fetele au spus, noi nu putem coase acest lucru din cauza că știm că voi păgânii îl batjocoriți. Și a spus, dacă nu coaseți, atunci am să vă decapitez. De frică și de spaimă, de frica de moarte, fetele s-au apucat de cusut chipul Sfântului și când l-au terminat și au văzut ce frumos a ieșit, parcă era viu, au început să se roage la Sfânt să nu se supere că va fi dat acestui păgân care îl va batjocori. Și au adormit acolo lângă icoana respectivă și s-a arătat noaptea în vis Sfântul Dimitrie și le-a spus, rămâneți așa cum sunteți aici, țineți-vă de icoana mea și veți avea răsplata credinței voastre. Și când au deschis ochii dimineața, s-au trezit în biserica din Tesalonic, lângă racla cu Sfintele Moaște, în chip minunat. Dacă m-ați întrebat cum v-aș spune cum șavacum, s-a dus de la 500 de kilometri și a dus mâncare lui Daniel în groapa cu lei, întrebați-l pe el în ce fel s-a putut deplasa dintr-un loc în altul, asta e lucrarea dumnezeiască. Întrebați-l pe cel blocat în tunelul grecesc când s-a surpat și soția a purtat 40 de zile de grijă, iar a 40-a zi l-a pus îngerul pe prispa casei, deci noi lucrurile astea nu le putem tâlcui în cuvinte omenești, sunt taine dumnezeiești. Și atunci fetele au povestit toată întâmplarea, cum au fost prinse, cum trebuiau să fie date în haremul păgânului, cum trebuiau să fie decapitate dacă nu coase acel chip al Sfântului și cum s-au trezit în biserica din Tesalonic. Însă, de-a lungul timpului, cum oamenii se rugau și veneau în fiecare an la hram, se spune că într-o noapte oamenii, înnoptând, cum merg ei din târg în târg, din han în han, acum merg din hotel în hotel sau din mănăstire în mănăstire, au ajuns undeva la o încrucișare de drumuri între hotarul de Tesalonic și alte ținuturi și cum dormeau seara și se odihneau, au văzut doi oameni strălucitori umblând noaptea pe cal. Și s-au mirat, mă, ce vedenie o fi aceasta? Și când au stat ei și s-au uitat atenți în noapte ce se petrece, au văzut cum cei doi sfinți s-au apropiat de intersecția unor ulițe, drumuri, cum era pe atunci când nu era asfalt și indicatoare. Și a spus, unde mergi robule al lui Dumnezeu, Ahile? Era episcopul Arisei.
Dumnezeu mi-a poruncit să plec din această cetate, că trebuie să o piardă și să o dea în mâna păgânilor, că lumea a uitat de Dumnezeu. Și celălalt a zis, dar tu unde pleci? Slujitorul lui Hristos, ostașul lui Dumnezeu, Dimitrie. Și eu am primit după îndelungi rugăminți la Dumnezeu, obligația și ascultarea de la Dumnezeu, să ies din raclă și să plec, pentru că oamenii au stricat legea lui Dumnezeu și vrea să-i dea mâna păgâinilor. Oamenii au ascultat ceea ce s-a vorbit, s-a dus și a spus preoțului, episcopului, mitropolitului și bineînțeles că atunci când s-au dus și-au anunțat, au fost luați peste picior. Ne aducem aminte și din vremea lui noi. Lumea mânca, bea, se mărita, se însura, murea și trăia și se năștea, dar nimeni nu gândea la potop. Un singur nebun de 150 de ani construia o corabie, cum ne arată Scripturile, și păzea cuvântul Domnului și tot spunea, o, dar nebunul ăla are de acum 100 de ani de când face corabia, n-a mai venit niciun potop, el săracul s-a dereglat. Vorbește aiurea, dar lasă-l, dacă e satisfacția lui, lumea s-a minunat de atitudinea lui Noe. Numai că în clipa când a venit ceasul pedepsei, cel scris de Dumnezeu, Noe cu familia a intrat în corabie și câte 7 perechi de animale curate și câte o pereche necurate, ușa s-a închis după ei, Dumnezeu a binecuvântat ușa și corabia a plutit în derivă 40 de zile și 40 de nopți până ce apa s-a suit mai sus de tot pământ. Și în felul acesta, când poporul se aștepta mai puțin, păgânii au venit peste ei și l-au cucerit și a stat Imperiul Grecesc sub domnia turcească până aproape de anul 1940 în zilele noastre, când s-au putut elibera, dar și cu mici pierderi prin faptul că Cipru este împărțit în două, jumate turc, jumate creștin grecesc. Ei și acum sunt în mici conflicte acolo prin Marea Egee, prin Marea Mediterană, prin Marea Ionică, împart și despart teritorii, dar pedeapsa a venit asupra cetății celei creștini apărate de Dumnezeu și de Sfinți pentru faptul că oamenii uită foarte ușor legea lui Dumnezeu. Aici aș pune accent pe o chestie foarte simplă și aș spune așa, și noi când uităm de legea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să ne sloboadă și să ne pedepsească cu diferite încercări. Am avut 10 de întrebări de genul, părinte, dacă noi suntem ortodoxi și suntem credincioși, de ce Dumnezeu ne încearcă cu aceste boli care vin și le vedeți cât sunt de nenorocite? Te lupți cu un virus care nu-l vezi, te lupți cu o boală care nu-l vezi, cu un cancer care nu știi ce să-i faci, cu hepatite care nu știi cum să le tratezi, cu boli care au depășit cartea de medicină și mă întreb, ce poate fi mai clar decât ca niște plăgi faraonice de la Dumnezeu, care a venit peste poporul din Egipt atunci când persecuta pe poporul lui Israel. Și noi avem niște datorii la Dumnezeu, neplătite atent, hula față de cele sfinte, ateismul, progresismul, modernismul, dezmățul, distracția, plăcerea, tineretul nu știe ceea ce la sânge, nu știe ceea ce la război, nu știe ceea ce e jertfă, nu știe ceea ce e armă, nu știe ceea ce e latun, nu știe ceea ce e proiectil, nu știe ce înseamnă să dormi în colibă sau refugiat în pădure, sau în vorba unei bătrânele care vine pe aici de 94 de ani. Hă, părințele, chicau bombele ca ploaia, ziceai că-s fasole aruncate. Noroc că nu m-a nimerit niciuna, niciodată. Mă duceam de la gară până în Tătăraș să duc lui mama mea de mâncare, că era paralizată. Și când vedeam avioanele, mă băgam sub câte o gură de pod. Și m-a scăpat Dumnezeu. Ia că am ajuns până la vârsta asta. Dar îmi pare rău că trăiesc, că lumea s-a stricat de tot. Nu mai știe ce înseamnă suferința de prea mult bine. Iată o expresie luată ca din gura lui Dumnezeu, din gura unui bătrân, neputincios, pensionar, care, păstrat de Dumnezeu până la o anumită vârstă, înțelege că o viață în care lipsește Dumnezeu nu este bine. Și atunci, decât ne-am mai panicat și ne-am agitat și ne-am face probleme, că mor oamenii, că se infectează, că sunt supraaglomerate spitale, că nu mai poate lumea de boală, noi trebuie să ne punem problema de ce murim și cum murim. Noi trebuie să ne punem problema mântuirii. Noi trebuie să ne punem problema milei dumnezeiești. Noi trebuie să ne punem problema ridicării acestei nenorociri prin puterea Harului Duhului Sfânt. Deci dacă Dumnezeu nu va slobozi sănătatea, pacea și liniștea,
se împlinește cuvântul Scripturii care spune și s-a luat pacea de la voi. Spune în Apocalipsă că oamenii vor alerga dintr-un capăt altul al pământului, crezând că în alt loc e pace. Și unde vor merge, vor găsi tulburări mai mari ca din locul unde au plecat. Și spune totuși Mântuitorul că nu veți termina cetățile pământului până la venirea mea. Unul merge în Spania, unul merge în Belgia, unul merge în Italia, unul merge în Islanda, unul merge în Irlanda, unul merge în Germania, unul merge în Bruxelles, unul merge în Elveția. Fiecare se duce pe fața pământului unde crede el că ar fi bine. Dar când Dumnezeu ridică pacea pământului, nu-i bine nicăieri. Noi trebuie să ne remobilizăm psihologic, să lăsăm panicile și atacurile de panică de la prea multe știri bolnave și la stat cu ochii în televizor, televizorul nu-i decât o otravă lentă, cum e arsenicum sau mătrăguna care dacă o iei în cantități mici e medicament, dacă o iei în cantități mari este o travă, și să începem să ne reîntoarcem la viața noastră creștinească obișnuită din care să nu lipsească candela, Dumnezeu, biserica, euharistia, împărtășania, credința pură, psaltirea, ceaslovul, evlavia, credința, spunea cineva, da, dar biserica i-a învățat pe oameni obedienți. Nu. Biserica nu i-a învățat pe oameni obedienți, i-a învățat să nu-și dea în cap unii altora că nu-i creștinește. Deci noi nu suntem puși pe planetă să ucidem pe altcineva. Și nici nu suntem puși să provocăm pe alții să ne ucidă. Dar suntem oameni ai demnității care în momentul când credința noastră și rugăciunea noastră este la măsură de plinătății și a bunătății lui Dumnezeu, niciodată diavolul nu va putea birui, pentru că spune clar și categoric, porțile iadului nu vor birui biserica în veacul veacului, nu te teme, turmă mică, Domnul a binevoit întru tine, dar, ne spune psalmistul David, că Dumnezeu nu va da toiag păcătosului să lovească soarta dreptului, însă dreptul să nu săvârșească fără de lege. Hoția, minciuna, calomnia, sperjurul, vorbirea de rău, clevetirea, ura, vrajba, pisma, cearta. Eram ieri într-o discuție cu cineva și mi-a făcut o observație banală, de fapt, nu era o observație serioasă. Părinte, mai credeți în ziua armatei? Zic, da, cred. În toți morții de pe câmpurile de luptă pentru care s-a vărsat sânge și s-au pierdut vieți și inimi calde și tinere și sănătoase, în ideea că noi într-o zi vom trăi liberi și fericiți. Lor li s-a lăsat în urmă o cruce, un mausoleu, un semn sau un, mă rog, ceva simbolic, o troiță, dar noi am ocupat acest pământ cu toate bogățiile lui, cu toate frumusețile lui și am uitat că sub el fierbe și doarme un întreg calendar creștin-ortodox. De martiri și mucenici care au căzut pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării, pentru demnitatea neamului omenesc și pentru păstrarea credinței ortodoxe. Deci aceea este armata în care noi trebuie să credem. Cei care au stat în două războaie mondiale și au murit prin tranșee, cei care au luptat în 1877 pentru independență, cei care au luptat în primul și al doilea război mondial pentru întregirea României și multe alte jerfe și cei care au căzut sub presiunea comunistă, toată intelectualitatea dintre cele două războaie, spuma sau crema societății, care încurcau planurile diabolice a celor care nu vedeau România cu ochi buni, și ar trebui să ne dăm seama că noi am ajuns ca laptele la nepus la frigider. Nici iaurt, nici lapteacul. Un fel de zară goală, zborșită și acră, care nu poți folosi, cum spunem noi, dă lăturile la porci. Deci am ajuns lături pentru alții prin faptul că nu avem nici demnitatea, nici coloana vertebrală, nici verticalitatea, nici patriotismul, nici naționalismul, nici tabelul sau, dacă vreți, o cronologie a valorilor etosului românesc. Noi credem că dacă avem smartphone și mașină străină și dacă ne-am tuns punk și ne-am pus un țop în frunte, cum își pun indienii, sau dacă umblăm cu pantalonii rupți în fund și rupți în genunchi și cu cămășile despuiate și femeile dezbrăcate, suntem în ton cu Occidentul.
Occidentul este o rană și o cangrenă universală a modului de gândire și a modului de trăire pentru tot ce înseamnă creștinesc, scriptură și uman și demnitate umană. Adevăratul Occident este să ai în casa ta pacea, liniștea și prosperitatea sub demnitate, sub lege, sub adevăr, nu din minciună, sperjur și înșelătorie. Deci, nu poți să creezi un Occident exploatând pe alții în chip mincinos, prin legi strâmbe, prostindu-i pe alții să-ți fie ție bine, exploatându-i pe alții să-ți fie ție bine. Aia nu e Occident. Aia este o mizerie și o degradare umană în care oamenii se ridică contra oamenilor, iar anarhia, moartea, boala, scârba, cum se spune și despre aceste boli, că au fost lucrate prin laboratoare și trimise pentru distrugere, prin alimentația chimică, prin procesarea tuturor materialelor, prin industrializarea tuturor zonelor, prin poluarea pământului. Deci am ajuns noi cu creierul nostru hrănit de pomul cunoașterii binelui și răului la grădina din Eden, când dracul stătea de vorbă cu noi și nu Dumnezeu, și noi sub influența diavolului am crezut că dacă ne sălbăticim devenim mai deștepți, mai frumoși și mai buni. Nu. Morții se vor îngropa cu pământ și proștii în hârtii. Deci noi avem tot ce ne trebuie. Tone de hârtii justificative, dar nu mai avem înțelepciunea dumnezească, rațiunea dumnezească, nu mai avem puterea de discernere, nu mai avem bărbăția, nu mai avem curajul, nu mai avem demnitatea. Am crescut un fel de maimuțoi despre care Darwin, dacă s-ar trezi, sincer vă spun că ar schimba teoria evoluționistului și ar spune sub nicio formă omul nu se trage din maimuță. Maimuța este superioară omului prin ceea ce face față de om. Deci noi, la ora actuală, prin faptele care le facem, suntem doar fii întunericului, nu ai luminii. Noi nu mai suntem creația mâinilor Lui, a lui Dumnezeu, dacă ne aliniem la ceea ce este mizerabil și ticălos, crezând că scoțându-L pe Dumnezeu din istorie, din conștiință, din sate, din orașe, din biserici, din cetăți, din industrie, din economie, din intelectualitate și din școală, am devenit mai deștepți. Nu! Fără de mine nu puteți face nimic. Cine nu adună cu mine risipește și cine nu-i cu mine este împotriva mea, spune Sfânta Scriptură. Căutați, ca și Sfântul Dimitrie, împărăția lui Dumnezeu și celelalte se vor adăuga vouă. Celor ce poartă numele de Dimitrie și de Dumitru, Dumitrița, Dumitrina, Dumitra și toate co-notațiile acestor nume, toate derivatele, să vă dea Dumnezeu și sănătate, și putere, și har, și mulți ani, și bucurii sufletești și duhovnicești, și să avem ca patron de vitejie și de demnitate pe acest mare mucenic Dimitrie, care i-a spus guvernatorului și Augustului Galeriu, eu nu ucid creștini nevinovați și eu sunt creștin. Noi măcar să avem puterea să nu ne ucidem noi pe noi sufletește, să facem voia lui Dumnezeu, ca El să coboare din cer milă peste noi, vindecare, izbăvire, curățire, spor și îndepărtarea, cum știe Dumnezeu, a dușmanilor celor văzuți și nevăzuți. Amin și Doamne ajută!